Plecarea lui Arlan Șișcanov de la Zimbru și scrisoarea primită de la fan în care acesta îl roagă să apeleze din nou la jucătorii Zimbrului l-au făcut pe Ion Caras să-și schimbe decizia. Astfel, zimbrii vor fi convocați la echipa națională, însă începând cu meciurile de luna viitoare. Asta deoarece pentru partidele cu Ucraina și San Marino din preliminariile campionatului mondial, Caras s-a decis asupra lotului. La sfârșitul săptămânii trecute, noi am trimis chemări pentru jucători la cluburi, deci practic toți jucătorii știu lucrul ăsta. Ei bine, acum să dai ceva înapoi, îmi pare ceva poate mai puțin omenesc. Nicolae Calancea, Radu Catan, Sandu Antoniu. Sunt jucători acolo care merită să le acord șansa ca membru a echipei naționale. Naționala noastră se află în cădere liberă și a ajuns pe locul 145 în clasamentul FIFA. Moldovenii sunt vecini în clasament cu jucători din statul Curaçao și Belize. Sigur că treptele acestea influențează într-o oarecare măsură, e plăcut. La momentul dat, chiar și dacă noi scoborâm, dar precis că o scoborâm după aceste rezultate, în clasament, eu am smăstărui adică să discut cu jucătorii ca lucrul ăsta să nu influențeze asupra stării morale a jucătorilor. Naționala Ucrainei a coborât și ea pe 3 poziții în clasamentul FIFA și se află pe locul 42. Moldova va întâlni Ucraina pe 12 octombrie la Chișinău.